Bună, Pavel, cum este să fii anfitrion la România au talent, să fii și la Vocea României? Sunt două producții de top. E foarte bine, eu sunt un norocos. Pot să zic că sunt un norocos. Bine, am și muncit mult pentru aceste lucruri și mă bucur că, uite, am parte de poate cele mai bune două show-uri din țară. Și cel mai mult mă bucur că în spatele acestor două show-uri sunt și cei mai potriviți oameni. O echipă extraordinară. Și mă bucur pentru toți colegii pe care am, mă bucur pentru toate sezoanele pe care le facem cu, uite, la România au talent. Ne apropiem de acest 13 magic. Cine credea că o să facem 13 sezoane? Terminăm un 10 fantastic la Vocea României. Eu am un spectacol, sunt în preajma unei premiere la Teatru Odeon, One Man, aproape show, scenariu și regie aproape Pavel Bartoș, dar total cu Pavel Bartoș, un spectacol tare, tare drag sufletului meu, la care cu drag vă invit, sunt povești de viață tratate cu umor, poate prea mult umor și multă sinceritate. Îmi pun cumva sufletul pe tavă, da, e un spectacol la care țin tare mult. Și mă pregătesc și de premiera filmului Ramon, primul lungmetraj, iată, care din 3 februarie intră în cinematografe. Asta vreau să te întreb. În distribuție este și colega ta, Andreea Esca. Spune-m, a fost o dorință a ei? Cum ai convins-o să se alăture? În primul rând că a fost dorința mea. A fost dorința regizorului, Jesus Del Cero, care, iată, după succesele Miami Beach, Hawaii și Ho Ho Ho, a avut încredere în mine și ne-am parteneriat și uite că a ieșit Ramon, care este tare, tare bine și suntem tare, tare mândri. Nu, a fost dorința noastră și... Cum ați convins-o? Premieră și pentru ea, adică ea este un om foarte bun, un profesionist de știri. Are încredere, are încredere în mine, are încredere în regizor. Știe că nu va fi într-un produs, cum să zic eu, care s-o pună în lumină proa, dacă aș putea zice. Nu e un produs prost, nu. Este un produs de bună calitate și eu tare îi mulțumesc că a avut încredere în mine. Cum le mulțumesc și celorlalți colegi de platou, care, de la Smiley, Shelly, toți care au avut încredere în noi și au venit. Andreea Vasile, Iulian Postelnicu, Farcaș, Bogdan, iată, am și doi premiați de GOPO, adică în distribuție. Ceea ce, deci cum se zice lumea, eu am amestecătură bună. Și sunt actori tare, tare, tare buni. Elvira Deatcu, Carmen Tănase. Adică dacă stau să mă gândesc, Gabriela Iliescu, un top model internațional. Nu, e bine. E Alexandru Ion, Teona, uite, am descoperit și o actriță tânără, Teona Stabarachi. Adică e bine, veniți și... Dar spune-mi un pic, a fost un casting, i-ai luat în funcție de prietenii, de cunoștințe? Nu, este cea mai... Nu, filmul nu se face pe prietenie. Nu se face. Se pot face alte lucruri pe prietenie, filmul nu, pentru că filmul, știi cum e, filmul necesită un casting destul de important. Adică ne-au trebuit aproape 3 săptămâni de casting până am ales și până am ajuns la această distribuție. Pentru că ține foarte mult de chimia dintre actori, de fețele să se potrivească în acel personaj. Pentru că tu când vezi deja actorul, trebuie să știi, mă, uite, e de acolo. Înțelegi? Adică nu e ușor, că doar pe prietenie. Nu, poți să nimerești, să zici, da, domnule, ăla mi-e prieten, dar uite că s-a potrivit, ce bine că a fost așa, asta e foarte bine. Dar nu prietenie. Spune... Adică, nu mai prietenie. Spune-mi, te rog frumos, așa, care este feedback-ul în urma rolului pe care l-a interpretat Andreea Esca și ce rol, ce personaj interpretează? Vedeți, e foarte bine că știți, vreau să veniți ca să fiți uimiți. N-am să spoileresc. Am înțeles. Spune-mi, se apropie acum sfârșitul lui 2022. Dacă ar fi să faci un bilanț așa, ce ți s-a întâmplat în acest an, bine și mai puțin bine? Tot ce s-a întâmplat bine a ieșit la suprafață. Tot ce rău am dat deoparte, pentru că sunt un om care vede jumătatea plină a paharului pe jumătate gol. Și s-au întâmplat toate aceste lucruri. Filmul Ramon, spectacolul, Vocea României, România au talent, sunt alte proiecte, adică e bine. Nu e ușor nimic, dar dacă nici nu știi cum e, dacă ar fi ușor, probabil că toată lumea ar face. Mă bucur de cei dragi mie. Timp de familie mai ai? Deci mi se pare că ai atât de multe proiecte profesionale încât nu știu dacă mai apuci să mai stai și pe acasă. Îți faci. Bineînțeles, acum săptămâna dinainte premiere, el îi mă înțeleg. Dar o fac asta de zeci de ani și tare le mulțumesc. Adică sunt alături de mine și mă susțin. Pentru că chiar în săptămâna dinainte premiere e multă muncă la teatru. Uite, acum mă întorc înapoi la teatru ca să repetăm până terminăm chiurile de lumină.